Din cauza unei avarii majore produse la conducta care alimentează localitatea Moșnița Nouă, în cursul acestei zile în localitate presiunea apei va fi redusă până în jurul orei 18. Totodată, Aqua Tim s-a asigurat că locuitorii nu vor Totodată, Aqua s-a asigurat că locuitorii nu vor avea de suferit și că alimentarea cu apă va fi continuă, luându-se măsuri speciale pentru umplerea rezervoarelor de alimentare ale localității. Reprezentanții Aqua Tim fac un apel către cetățenii comunei Moșnița Nouă și către cooperarea acestora, pe care îi roagă în mod insistent să evite utilizarea apei potabile pentru udarea grădinilor sau umplerea piscinelor, având în vedere și codul galben de temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru aceste zile. Folosirea de către utilizatori a apei potabile în alte scopuri poate provoca probleme în alimentarea celorlalți clienți din rețea. Iar dacă urmarea acestei secete s-ar ajunge și la o reducere a debitelor de apă ale sursei, ar putea interveni restricție în distribuție. Într-o asemenea situație de criză, utilizarea apei potabile pentru udatul grădinilor sau a spațiilor verzi constituie contravenție și se sancționează. Pentru posesorii de grădini există însă soluții la îndemână pe care AquaTim SA le recomandă. Una dintre acestea este instalarea în grădina a unor bazine de captare a apei potabile și folosirea acesteia. O altă metodă de înmagazinare a apei este forarea de puțuri de mică adâncime. Din păcate, de-a lungul timpului s-au depistat însă și cazuri în care utilizatorii au apelat la o metodă necinstită, încercând să ocolească controlul societății pentru a nu înregistra consumul real de apă potabilă. Dincolo de disconfortul creat altor consumatori din acea rețea, reprezentanții ACOATIM reamintesc că o asemenea intervenție constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.